Un draft al legii bolilor rare a fost lansat recent de către profesor dr. Adrian Străinu Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, urmând ca specialiștii să-și exprime un punct de vedere cu privire la această lege, inclusiv ce afecțiuni intră în această categorie a bolilor rare, pentru că nu orice boală devine rară la un moment dat sau este boală rară de la început. Aș vrea să vorbim puțin și despre o lege a bolilor rare, despre care, de fapt, se vorbește încă din 2021. Și aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, cât ar mai fi ea de valabilă sau de actuală, care ar fi argumentele pro o astfel de lege, plecând de la modelul legii anticancer. Este foarte important pentru persoanele cu boli rare să aibă acest, practic o lege, să începem cu începutul, o lege și legea bolilor rare ar aduce măsuri de protecție a drepturilor persoanelor cu afecțiune rară. Bolile rare sunt foarte costisitoare. Și ca diagnostic, și ca tratament, și ca urmărire. Sunt complexe, au nevoie de această abordare integrată. Da? Deci au această particularitate bolile rare. Este clar nevoie de o astfel de lege care ar proteja drepturile acestor persoane diagnosticate sau suspecte de a avea o afecțiune rară. Ce înseamnă, de fapt, această protecție? Legea la care vă referiți, legea bolilor rare, care este în forma unei schițe, a unui draft, se găsește la Senatul României. Ea a fost discutată, într-adevăr, în 2021. În 2022 am căzut de acord asupra, discutată cu asociațiile de pacienți și cu specialiștii din domeniu și cu autoritățile. A ajuns la o formă, să spunem, de draft final, se găsește încă la Senatul României. Ea practic abordează accesibilitatea pacienților cu boli rare din România la diagnosticare și tratament, reglementează practic rambursarea acestor costuri. Costurile sunt foarte mari pentru o anumită afecțiune rară. Din acest motiv, unul dintre argumentele contra acestei legi este legat de costurile uriașe. Gândiți-vă că sunt tratamente care pot costa câteva sute de mii de euro. Ori toate astea pun presiune pe bugetul, nu numai al României, al oricărui stat din lume, pe bugetul de sănătate. Există și opinii contra unor astfel de legi pentru fiecare patologie, exact, plecând de la ideea că dacă astăzi am pentru cancer, mâine, exact, am pentru hipertensiune, poi mâine am pentru boli neurovasculare, exact, răspăimine pentru diabet, ce fac? Ajung, exact, să dau câte o lege este pentru fiecare boală? Exact, asta este una dintre probleme, dar bolile rare, vă spuneam, au nevoie, pentru că aici e nevoie de reglementare în sensul că o persoană cu o boală rară are nevoi medicale, sociale și educaționale. Deci, practic, această lege ar ajuta, ar aduna într-un fel, să spunem, toate reglementările de sănătate, reglementările de la nivelul integrării sociale, ministerul care are reglementate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Deci este un caz cu totul particular. Important este dacă noi știm să convingem și să aducem argumente solide în susținerea acestei legi, care, din punctul meu de vedere, este necesară pentru persoanele cu afecțiuni rare. E un caz special. Nu toate patologiile au această complicație, să spunem, de aspecte, această abordare integrată.
Am avea vreun model în lume de astfel de lege sau am fi prima țară, cel puțin din Europa? Nu, există, dar vedeți, reglementările la nivelul prima țară care a avut, să spunem, o tentativă de lege au fost Statele Unite. În 1983, Orphan Drug Act, actul pentru medicamentele orfane. Apoi au venit și în Europa, există, din câte știu eu, Franța și Marea Britanie, din câte știu, au astfel de recomandări, să spunem, în strategia lor de sănătate națională, care stimulează într-un fel, în mod legal, industria farma să producă medicamente pentru patologii rare. Deci există, din câte știu, în Franța, în Marea Britanie, nu mai știu dacă mai există undeva în Europa, trebuie să mai existe probabil și în alte țări. Este nevoie, susțin practic cercetarea în domeniul bolilor rare prin aceste reglementări legale. Nu știu dacă o numesc chiar lege a bolilor rare, nu mi-aduc aminte să fie Rare Diseases Law, n-am citit nicăieri, dar reglementări în acest sens sunt necesare. Iar în cazul românilor se spune că atunci când avem de-a face cu o lege, mai degrabă avem toate motivele să credem că va fi respectat ce scrie acolo. Eu cred că este nevoie, pentru că asta ar sensibiliza și autoritățile și la nivel local și la nivel regional și la nivel național. Ar fi o formă, într-un fel, dacă vreți, de conștientizare, de sensibilizare. Ar arăta oamenii ăștia chiar există și au nevoie de măsurile respective, de protecția drepturilor lor. Nu putem să izolăm. Sunt rari, într-adevăr, dar sunt mulți. Nu-i putem neglija. Deci, eu cred și tot ce va ține de mine, am să mă străduiesc să aduc argumente ca să obținem această lege. Va fi complicat pentru că după ce legea, dacă va fi aprobată, votată, va fi pusă în aplicare și punerea în aplicare înseamnă norme și metodologie care trebuie foarte bine gândite și formulate în așa fel încât să poată fi implementate.